Bună seara, bun găsit la o nouă emisiune. În această seară discutăm cu un tânăr care are multe de spus și mi-aș dori să facem genul acesta de emisiuni foarte des, pentru că eu cred și cred cu convingere acest lucru. Ne-am cam săturat cu toții să vedem aceleași fețe pe la televizor și mai ales aceiași oameni care vorbesc foarte mult, dar nu fac pentru noi, cei care i-am votat în cele mai multe cazuri, aceea promisiune pe care am văzut-o inițial, nu se întâmplă. Mi-aș dori să vedem așadar tineri implicați în politică, în administrație, în mediul de afaceri, în tot ce înseamnă viața noastră de zi cu zi și mă bucur că Marian Ciofăcă, invitatul meu din această seară, este unul din acești tineri cu inițiative. Bună seara, bine ai venit pe la noi! Bună seara, îți mulțumesc pentru invitație. Cu drag! Și audienței tale știu că este una destul de ridicată. Și mă bucur să fiu astăzi în Târgu Jiu, pentru că la origine sunt din Vâlcea. Îmi place orașul Târgu Jiu și vom vorbi deschis despre orice subiect pe care tu îl abordezi. Cu siguranță ne vedem prin Târgu Jiu destul de des și sunt destul de deschis tuturor clienților sau localnicilor Târgu Jiului, astfel încât mă puteți aborda ori de câte ori aveți posibilitatea de a mă întreba orice. Ca să vorbiți. Exact. Și să faceți planuri. Partea frumoasă este că tu ai această deschidere despre care vorbești, pentru idei noi, pentru discuții, pentru tot ce înseamnă și parte de antreprenoriat. Tu ești și un manager de succes. Nu putem să spunem compania, că nu-i facem reclamă, dar pentru cine te știe mai mult sau pentru cine vrea să afle mai mult, tu ești implicat într-un lanț de magazine pe care îl administrezi. Pe de altă parte, ești și implicat în politică, în Partidul Național Liberal. Și cel mai important este că vrei să schimbi ceva. Ok. Într-adevăr, lucrez în retail de ceva timp, de peste 10 ani. Am în subordine destul de mulți angajați și totodată sunt deschis propunerilor lor, pentru că de multe ori aceștia au idei foarte bune. Ideea este că trebuie să îi susținem pe majoritatea atunci când au idei și, bineînțeles, să îi ajutăm să se dezvolte. Iar pentru Târgu Jiu am văzut oameni foarte frumoși, implicați, care nu au avut suport la momentul respectiv și, din păcate, și-au pierdut din motivație, însă rolul meu a fost în cariera de manager să le ofer suport și să-i ajut să se dezvolte. Așadar, pe partea de retail, cu drag, pot spune că dezvolt oamenii, pot spune că lucrez identific bine potențial, cu oamenii. Exact, sunt empatic și totodată generez echipe omogene care să livreze rezultate pe termen lung. E mare lucru că tu la vârsta ta ai reușit să faci asta și mai ales că ai venit dinspre Vâlcea la Goș. Da. Știi că se zice că Gurjul e mai la coadă, nu chiar. Vâlcea noi o vedem mai bine decât suntem noi la ora actuală. Într-adevăr, județul Vâlcea a evoluat foarte mult prin prisma administrației publice din județ. Totodată și județul Gorj este frumos pentru că are zona de turism care în momentul de față are un potențial uriaș. De exemplu, m-am îndrăgostit de zona Runcu din județul Gorj, motiv pentru care am și rămas în Târgu Jiu. Totodată sunt oameni inteligenți în Târgu Jiu, dar poate trebuie să fie motivați sau stimulați mai des o dată de către administrația publică sau posibil să participe la un internship prin companii multinaționale pentru a căpăta o experiență, pentru a vedea avea o vedere de ansamblu mai largă. Practic sunt posibilități și în Târgu Jiu, mai ales prin prisma turismului. Foarte multă lume se blochează în ceea ce înseamnă programarea vieții, în ceea ce înseamnă și felul de a fi, dacă vrei. Okay. Pentru că am îmbătrânit și ajungem să privim lucrurile la fel. Dacă nu evoluăm, e o problemă foarte mare, nu numai pentru noi ca oameni, ca indivizi, ci și pentru societatea din care facem parte. Și uneori e bine să ne îndreptăm atenția spre tineri. Și asta spuneam eu la începutul emisiunii, că aș vrea să văd mai mult, mai multe implicare, mai multe idei, pentru că le putem și adapta. Uh-huh. Chiar așa este. Eu, de exemplu, am sugerat tuturor oamenilor cu care am colaborat anumite cărți pentru dezvoltare personală. De exemplu, pe mine m-a motivat un scriitor, Harv Eker. Secretele minții de milionar este cartea care m-a mobilizat astfel încât să produc bani. Așa cum am reușit eu, cu siguranță absolut toți tinerii pot reuși. Ideea este să acționeze în direcția în care ei au o pasiune și totodată rezultatele vor veni.
cu siguranță sunt adeptul tinerilor și îi ajut ori de câte ori am posibilitatea, dar contează foarte mult și educația financiară pe care o au moștenire din familie, de la părinți. Dar da? Și felul în care ajung să se educe ei pe ei, tu spuneai că ai citit o carte, da, din interviuri, din podcast, din o grămadă de lucruri, te poți dezvolta, inspira. Exact, te poți inspira. Acum depinde și de bugetul fiecăruia, că de multe ori unele cursuri sunt mai costisitoare, însă nu este necesar neapărat să arunci cu bănuții. Sunt și gratuite. Ideea este să fie un pic de implicare și rezultatele vor veni cu siguranță. Practic, în cazul meu, recompensa a venit după ceva ani, după un an și 7 luni de zile. În momentul în care, timp de un an și 7 luni de zile, am muncit pe brânci mai mult decât menționează norme legale de muncă, însă am muncit pentru mine. Da? A fost o alegere personală. A fost o alegere personală, nu a fost forțat. Practic mi-am dorit să fiu diferit față de restul și am reușit. Eforturile au fost într-adevăr uriașe, dar totul a meritat. Tu ești foarte tânăr și de obicei la vârsta ta oamenii aleg 2 sau 3 căi, cel puțin așa le văd eu. Unii pleacă peste hotare. Da, din motive pe care le înțelegem cu toții. Alții încearcă să trăiască în familie cu banii de la mama, de la tata, de cum se poate, ceea ce nu e, bineînțeles, cea mai fericită alegere. Iar alții care au mai mult noroc și mai multe pile ajung într-o funcție publică. Exact. Pentru că e rețeta succesului în România. În România. Și atunci tu ai ales calea cea mai grea. Da, mi-am dorit să fiu diferit și prin prisma asta, deși am încercat și în străinătate pe o perioadă scurtă de 3 săptămâni, am văzut care este efortul fizic prestat acolo, astfel încât am decis să mă reîntorc în țară și să încep o afacere în România. Vă dați seama că fără experiență a fost destul de greu. Întâi m-am angajat la o multinațională și acolo a fost, să zic așa, pentru mine o perioadă în care am fost disciplinat, după care mi-am terminat studiile. Și ulterior am început o afacere în domeniul prestărilor de servicii. Prestări servicii cum ar fi marketing, cum ar fi cosmetizare. Pentru ei mai mult menegeream site-uri. La început, după care am început să creez scripturi și programare Java pentru a folosi acele aplicații în determinarea de a strânge clienți. Totodată, succesul a venit în momentul în care am început partea de prestare servicii pe marketing, pentru că erau companii și domeniul digital este din ce în ce mai dezvoltat și acolo mi-am arătat, să zic așa, adevărata valoare sau m-am simțit apreciat de către colaboratori. Da? Au fost primii pași. Primii pași au fost aceștia, bineînțeles, până ajungi aici a trebuit să învăț, a trebuit să studiez online, așa cum ai menționat și tu, cărți diferite, cursuri diferite, de multe ori pe internet nu sunt toate lucrurile corect afișate, așadar a trebuit să testez piața și ulterior am învățat singur să fac aceste lucruri. Am văzut că tinerii, în general, sunt și foarte speriați de perspectiva viitorului, pentru că la noi în țară partea de educație nu este neapărat în legătură directă cu profesia viitoare. Foarte mulți merg spre drept, foarte mulți merg spre ASE. Lucrurile astea nu pot să fie în regulă pentru că nu toți pot să profeseze nici ca avocați, nici ca notari, nici în domeniul bancar, nu e loc pentru toată lumea și atunci trebuie să te adaptezi cumva la piața muncii. Exact. Tinerii de astăzi au multe posibilități și multe oportunități față de generația anterioară, așadar consider că pentru tineret astăzi au posibilitatea de a produce bănuți până la urmă din partea de internet digital. Acum mă refer doar la lucrurile legale. Cu siguranță nu au toți posibilitatea de a studia pe internet, pentru că mai sunt și situații în care sunt familii necăjite, dar ideea este să își stabilească obiective și neapărat acele obiective să fie setate, să le seteze un termen, pentru că orice obiectiv fără termen nu se va realiza. Ce pot să spun pentru tineretul plecat, că în România încă se poate nu știu dacă este corect termenul, se poate trăi liniștit, dar trebuie să depui efort cel puțin în primii 5 ani de zile, după care, bineînțeles, să construiești o afacere în pasiunea pe care o ai, însă după cei 5 ani de zile o să vezi că o să fii mai liniștit,
practic abia atunci simți gustul antreprenoriatului și totodată începi să ai o viziune mai largă vis-a-vis de oamenii cu care lucrezi și oamenii care lucrează pentru tine. Că în faza incipientă ești singur, tras singur și testezi, da? Și nu ești motivat de profitul obținut. Însă spun tuturor că profitul o să ajungă undeva între 5 și 6 ani de zile. Bineînțeles, alții au noroc mai devreme și ajung la o libertate financiară mai devreme, dar fiecare în funcție de implicarea depusă. Dar tu de ce ai venit totuși în Gorj? Pentru că la Vulcea mă gândesc că aveai mai multe oportunități decât la Gorj. Da, am venit în Gorj oarecum prin prisma jobului. Nici nu auzisem, din păcate, de Târgu Jiu până în momentul respectiv, însă am fost delegat cu munca din momentul respectiv în județul Gorj. Am trecut prin mai multe județe, cu excepție partea de Moldova, însă în Gorj m-am îndrăgostit foarte mult de turism, să zic așa, zona Runcu mi-a plăcut exagerat de mult și, bineînțeles, soția pe care am întâlnit-o în Târgu Jiu. Și ai rămas la noi. Și am rămas în Târgu Jiu. Dar privind din afară, dinspre Vâlcea, spre Gorj, unde crezi că sunt mai mari șansele? Pentru că acum, dacă vorbim de perioada noastră de după pandemie, dacă e să ne gândim că am învățat ceva din pandemie, am învățat că nu ne mai leagă nimic de un loc. Foarte bine punctat. Din prisma mea, din punctul meu de vedere, am învățat că este bine să ai o rezervă și totodată să nu fii neapărat angajat. Acum nu sfătuiesc pe toată lumea să renunțe cine la poate. Job. Exact. Evident. Însă trebuie să ne gândim cu toții la o rezervă. Practic, în momentul în care a fost pandemie, majoritatea ramurilor, cum ar fi Horeca, a fost pusă la pământ și atunci a fost o perioadă destul de greu de digerat pentru respectivii angajați. Așadar, sfatul ar fi să vă orientați către un job secundar, eventual în primă fază, dacă nu vreți să deveniți antreprenori, însă sfatul meu este să nu pierdeți timpul să deveniți antreprenori pe domeniul pe care sunteți dumneavoastră excelat, să zic așa. Da, fiecare ce a studiat și ce îi place. Da, de că multe trebuie ori, să-ți și placă. De multe ori sunt persoane care fac lucruri handmade și depun o muncă foarte, nu știu, meticuloasă și rezultatul apare destul de rapid. Însă sunt și alte lucruri, cum ar fi, nu știu, o firmă de construcție în cazul de față. Este productivă, dar eforturile și responsabilitatea este uriașă, pentru că până la urmă nu poți să te joci cu banii oamenilor și totodată ai responsabilitatea angajaților tăi în spate. Deci, practic, tu nu poți să înființezi o firmă doar să prestezi servicii fără a fi o persoană care are pic de experiență sau pur și simplu vrea să facă lucrurile de mântuială. Nu, trebuie să fii o persoană responsabilă, să oferi calitate și totodată vei fi și răsplătit. Consider că legislația din România ajută pe cei care vor să facă afaceri sau nu? În momentul de față este o problemă pe partea de birotică, însă cu foarte multă răbdare acesta se depășește, însă va trebui să vă deplasați de unii singuri, pentru că în așa fel învățați cum decurg lucrurile și vă veți oarecum educa, dacă pot spune, în ceea ce privește, nu știu, înființarea unei firme, de exemplu, un control de la autorități. Practic, Inspecția de Sănătate și Inspecția Muncii, SSMSU, sunt niște lucruri pe care trebuie să le ai în vigoare, trebuie să fii oarecum trecut prin aceste aspecte, astfel încât să poți să lucrezi ca și antreprenor. Într-adevăr, legislația în momentul de față se poate îmbunătăți, pentru că sunt atât de multe puncte la care putem evolua, însă, din păcate, stagnăm pe această parte. Cu siguranță la normele legale de muncă se pot aduce îmbunătățiri, mai ales în mediul privat, pentru că acolo majoritatea oamenilor lucrează între 8 și 10 ore, însă se lucrează intens, da? Și mai sunt și situații când se lucrează suplimentar, însă orele respective nu sunt plătite suplimentare, se recuperează prin zile libere. Oarecum, făcând acest lucru, îi stârpești cumva motivația angajatului respectiv. E o problemă, numai că, din păcate, foarte mulți refuză să comenteze acest aspect, le este teamă, într-adevăr, au o grămadă de alte probleme.
într-adevăr, încă există această mentalitate și trebuie să înțelegem că dacă noi nu comunicăm către, nu știu, firmele la care lucrăm, vor vedea la un moment dat, pentru că oamenii vor pleca către un trai mai bun și atunci ei vor închide ușor-ușor respectiva firmă sau afacere proprie. Așadar, comunicarea este cheia succesului, iar dacă un angajat vine la tine și îți transmite că are o durere, că lucrează foarte mult, că este obosit, că practic nu a beneficiat de anumite lucruri, încearcă să-ți acorzi timp, pentru că acel timp este prețios și se va reîntoarce înzecit ca și profit sau ca și productivitate pentru compania ta. Angajații fericiți duc la o afacere bună. E foarte bun acest motto. Este aplicabil și se vede în ziua de astăzi pentru mici antreprenori care au evoluat în perioada de pandemie, că și-au prețuit foarte mult angajații și au avut succes. Facem o scurtă pauză și revenim. Bună seara încă o dată, ne-am întors la partea a doua a emisiunii cu Marian Ciofâcă, invitatul meu și al dumneavoastră din această seară. Discutăm despre cum vede un tânăr care face și afaceri și un pic de politică, discutăm ceva mai încolo despre partea de politică, care supraviețuiește în România și supraviețuiește frumos. Marian, tu te-ai zbătut, ai muncit să faci ceva și lucrurile astea se fac cu destul de multă muncă în spate, cu nopți pierdute, cu sacrificii, mă gândesc. Așa este. Țin să precizez că de-a lungul carierei mele am întâlnit multe obstacole pe care dacă nu le-aș fi parcurs sau nu le-aș fi trecut peste ele, cu siguranță astăzi nu eram aici și totodată nu aș fi reușit să-mi fac propria casă, să am și un fond de garanție pentru a supraviețui în caz de, nu știu, o criză sau ceva de genul ăsta, totodată să mă dezvolt și mai mult personal, pentru că asta a fost dorința mea, să devin liber financiar până în 2030. Cred în pasiunea mea și în toate obiectivele mele și cu siguranță acestea se vor și îndeplini. Vorbeam despre schimbările pe care tu le-ai văzut în Oltenia, mai ales în Gorj și în Vâlcea, unde ai stat. România, în general, cum ți se pare? Am trecut și de o pandemie, am avut aproape de noi războiul și încă l-avem, din păcate, sperăm să se termine cât mai repede, dar aceste aspecte internaționale, dacă stăm să ne gândim bine, ne-au afectat și ne-au afectat foarte mult. Da, așa este. România este o țară frumoasă și totodată se vede foarte ușor că începem să utilizăm și noi partea de digital mai mult. Practic, dacă înainte stăteam și plăteam taxe la ghișeu, astăzi pot plăti prin modul digital și este foarte ușor de realizat chestia asta. Încă mai avem de lucrat în retenția tinerilor în țară, pentru că este un subiect destul de delicat și aici, bineînțeles, doar cei din conducere, guvernul poate ajuta prin programe pentru tineri, astfel încât să-i determine pe aceștia să rămână în țară. Cu siguranță și eu am aplicat pentru un startup și deși a fost un refuz, da, nu m-am dat bătut și am continuat în afacerea mea să investesc până când am învățat și am aplicat din nou pentru al doilea proiect pe fonduri europene. Chiar dacă și al doilea a fost fără succes, nu am renunțat, pentru că... Insiști. Insist, exact, și totodată mi-am crescut cifra de afaceri, sunt fericit, angajații sunt motivați, generăm stare de bine în echipă și atunci lucrurile merg ca la carte. Da? Dar noi suntem obișnuiți ca în România să consumăm foarte mult, foarte puțin se produce. E foarte greu și să-ți alegi o linie pe care să mergi, pentru că nu-ți dai seama ce ar prinde. Da, într-adevăr, în România, pe partea de producție, suntem destul de deficitari. Cu siguranță sunt mici investitori sau antreprenori care și-au dorit să producă, de exemplu, am prieteni care au fabrici de peleți, de hârtie igienică, însă le este foarte greu să se listeze în marile lanțuri de magazine, tocmai pentru că aici intervine oarecum mica, nu știu, corupție, dacă o pot numi așa, și este foarte greu de accesat, nu știu, un lanț de magazin. Da? Practic, eu astăzi, dacă mă apuc să produc peleți, o să fie următoarea problemă unde îi distribui, pentru că nu-mi permit să pierd timp să distribui prin vânzare față în față, ci trebuie să îi distribui direct către un lanț de magazine, către un centru comercial, lucru imposibil de realizat fără relații și fără, să zic așa, cum se transmite popular, fără prietenii bine puși.
Da, eu niciodată n-am înțeles aspectul ăsta și poate mă lămurești. Da. E o curiozitate personală, dacă vrei. Nu e mai eficient pentru un lanț de magazine, de exemplu, că tu știi ce vorbesc acum, să cumpere de la un producător local pentru că nu mai plătește transportul, nu mai face actele de vamă, decât să aducă din altă parte? Da, este mult mai ok pentru România să cumpere de la producătorii locali această marfă sau acest produs, însă majoritatea furnizorilor sunt de o scală mică de producție și atunci nu își permit să livreze cantitatea solicitată de către un lanț de magazine. Însă dacă s-ar grupa și s-ar face tot felul de asociații în care să fie 2-3 membri destul de potenți din punct de vedere al producției, cu siguranță se pot remedia lucrurile și atunci România are de câștigat, pentru că bănuții rămân în țară, nu mai pleacă în străinătate, la fel și profitul se reinvestește de către micul antreprenor sau furnizor de produse și, bineînțeles, se va dezvolta și el. N-aș vrea să supăr pe cineva prin răspunsul pe care îl dau, însă de cele mai multe ori cantitățile interne sau marfa internă, da, este mult mai controlată decât cea din export. Da? Da, am observat chestia asta și ajungem să mâncăm mere cu plastic sau din plastic, da. Ajungem să mâncăm mure din altă parte și avem aici producători locali cu care ne mândrim. Foarte dezvoltați. Eu întotdeauna m-am întrebat când vedeam oamenii că aruncă merele în diferite locuri, cantități uriașe, mi se părea mie, poate că pentru un distribuitor, administrator de lanț e mică acea cantitate, da. Da, într-adevăr, aceasta este mentalitatea, însă am și prieteni care au livezi de mer și produc suc de cătină cu diverse fructe. Combinații. Exact, care, deși au fost listat în lanțurile mari de magazine, în momentul în care se schimbă cineva din conducere, dispar și respectivii listați, pentru că la rândul lor au firmele favorite. Da. E trist că se întâmplă chestia asta, pentru că noi ar trebui să ne ajutăm noi pe noi. Cu siguranță, dacă am face asta, am fi mult mai departe față de țările vecine, față de Ungaria sau de Polonia, de unde luăm și foarte multă marfă, dar, din păcate, aici trebuie cineva din guvern să se gândească pe termen lung cum ne vom hrăni, pentru că vom ajunge și la acea criză în care agricultura nu o să mai fie în România, pentru că tinerii nu prea sunt orientați către agricultură și o să trebuiască să importăm. Da, să știi diverse. Că uite, am văzut tineri care au făcut microferme, au făcut diverse variante pe fonduri sau nu. Da. Pe fonduri, au făcut sere. Este și acesta un prim pas înainte pe care trebuie să-l urmărim cu atenție și să învățăm de la ei. Cu siguranță este un început bun și trebuie apreciați acești oameni care își dedică din timpul lor pentru a face ceva pentru România. Trebuie să nu se dea niciodată bătuți, pentru că de-a lungul timpului vor avea tot felul de obstacole în parcursul lor. Se întâmplă, nimic nu e perfect. Însă am observat și tineri care, insistând, au reușit să plaseze respectivele produse în lanțurile mari de magazine. Deci, până la urmă, nu este ceva imposibil, însă îți trebuie multă răbdare și, bineînțeles, să-ți faci o analiză a produsului tău, da, comparativ cu concurența, astfel încât să vezi cum poți să-ți îmbunătățești produsul și să-l poți plasa într-un lanț de magazine sau poate la început într-o magazin oarecare, încât să se facă cunoscut produsul tău. Uite, ai pomenit mai devreme de Polonia și mă gândeam la povestea cu Polonia. Polonia, cinste conducătorilor de acolo, au privit naționalist cumva toată povestea cu războiul și nu mai furnizează în afară alimente. Da, este alimente. Un semnal de alarmă, pentru că Polonia a interzis oarecum export de marfă, fiind reținută pentru consumul intern, în timp ce în România nu se întâmplă suferim, asta. Exact, suferim din punct de vedere al acestui aspect și totodată se vede și lipsa de aprovizionare în anumite magazine, la bază fiind ignoranța, să zic așa, micilor antreprenori din România sau micilor producători din România. Practic, ignorându-i pe aceștia, suferim și nu avem marfă în magazine proprii. Mă gândesc că ar putea să vină o vreme în care să ne rugăm de micii producători să ne aprovizioneze inclusiv lanțurile mari. Cu siguranță se va întâmpla asta dacă o să apară tot felul de, nu știu, forme majore, cum ar fi conflictul din Ucraina sau cum ar fi criza pandemică. Cu siguranță se va întâmpla și asta și micii antreprenori din zona rurală
vor alimenta cu siguranță magazinele de astăzi din cartierele mari sau lanțurile de magazine. E și asta o idee de afacere, numai că trebuie să muncești mult. Exact. Avantajul este că odată cu trecerea timpului totul devine digitalizat și automat oamenii vor fi înlocuiți oarecum cu roboți, da? Practic vor eficientiza la maxim respectivul proces, astfel încât este eficient pentru antreprenori, pentru că nu o să mai cheltuiască taxe, cu mâna de lucru. Exact, taxe pentru forța de muncă. Da, asta pe de o parte e bine, că e mai ușor de făcut, e mai ușor de ținut sub control, însă pe de altă parte e rău. Pe de altă parte este rău pentru naționalitate și ar trebui să se gândească încă de pe acum să-și regândească, poate să zic, planurile și să se orienteze către un alt job care nu ar dispărea așa de ușor pe termen lung. Uite, aici aș fi vrut să ajungem să discutăm puțin de educație din prisma unui tânăr. Tu ai și o fetiță să străiască. Mulțumesc frumos. Și ca... ai să străiască. Mulțumesc. Ca și părinte, de multe ori ne gândim și ne facem calculele spre ce să-ți îndrepți copilul. Evident, o să-l lași să aleagă ce-și dorește, mă gândesc. Dar, pe de altă parte, este important și să-i explici foarte clar și foarte realist felul în care ar trebui să vadă viața până când se izbește el de ea, pentru că, spuneam mai devreme, nu putem fi toți nici avocați, nici notari, nici să lucrăm la bancă, nu putem. Și atunci este foarte greu să explici unui copil spre ce parte a vieții ar putea să se îndrepte și cum ar trebui să învețe și ce ar trebui să învețe. Ok. Pe această cale ți să-i mulțumesc mamei mele, pentru că, deși mi-am dorit o altă educație, mi-a oferit o educație foarte bună, adică aș fi vrut să merg la o facultate din extern, din Anglia, dar nu a fost posibilități la momentul respectiv și totodată ea s-a ocupat să am o educație și un bun simț mai special. Vis-a-vis de educația pe care doresc să ofer copilului, în primă fază mi-aș dori să meargă către medicină sau parte de contabilitate sau construcții. De ce? Pentru că în clipele pandemice am văzut că aceste sectoare nu au stagnat. Da? Practic avem nevoie de medici pentru a oferi suport tinerilor răniți sau oamenilor răniți sau pacienților. De asemenea, contabilitatea este un domeniu în care... strict necesară. Exact. Nu poate funcționa nimic fără contabilitate, iar partea de construcții, cu siguranță, dacă nu o să fie buget pentru construcție, pentru că s-au scumpit toate materialele, cu siguranță este nevoie de oameni pentru a remedia anumite lucruri, pentru a sesiza un grad de rigiditate pentru clădiri sau... Cu siguranță, seismice. Partea de construcții, partea de urbanism, partea de întreținere a clădirilor, exact, vor fi întotdeauna în prim plan. Că tot timpul spunem că nu avem bani, dar mie mi se pare că se conduc mașini foarte bune, într-adevăr, nu numai la Târgujiu, în România în general, și se construiește foarte mult, foarte mult. Se construiește foarte mult pentru că românul cred că a tras un semnal de alarmă sau s-a autosesizat în această perioadă de pandemie și s-a săturat, să zic așa, în asta blocat în apartament, mai ales când au fost acele restricții foarte dure, astfel încât s-a gândit să se relocheze într-o zonă cu o mică curte, astfel încât să poată, să se plimbe, să facă și alte activități în timpul liber. Îți dă mai multă libertate. Da. Traiul la casă. Pe de altă parte, mai poți să spui o roșie, un cartof? Exact, probabil asta a fost gândirea, se pot alimenta singur prin prisma agriculturii. O agricultură de subzistență, însă la nevoie... Da, utilă. Treci de iarnă. Exact, exact. Partea cu facturile, nu știu dacă să o aducem în discuții, că m-am putem tot gândit. Putem să ne închinăm? Cu siguranță este un domeniu care ne supără pe toți, pentru că, așa cum știți, sunt oameni potenți financiar, oameni mai puțin potenți financiar, dar să ne gândim și la cei care zi de zi lucrează pe un salariu minim pe economie și s-au trezit peste noapte, dacă pot să spun așa, cu o majorare a facturilor la energie cât și gaz, însă salariile au stagnat și atunci este un impediment în a plăti facturile. Ce fac cei oameni care mai au și familie, mai au și un copil sau doi, am un sfat pentru ei, ar fi să-și găsească un job secundar de 2 ore. Acum depinde de fiecare ce își dorește pentru familia sa. Cine și cum găsește. Exact. Nu sunt de multe ori locuri disponibile pentru part-timeri, însă dacă ai o ambiție de fir, cu siguranță găsești ceva în
mediul digital, de exemplu, promovări de site-uri, promovări de reclame. Asta e valabilă la o anumită vârstă, pentru că deja sunt categorii de persoane. După o anumită etate, nu te mai îndrezi spre așa ceva, că nu știi. Sincer, am văzut și oameni în vârstă care, fiind oarecum cuprinși de această criză, au încercat să se readapteze și, dacă nu aveau nicio tangență cu un calculator, astăzi chiar postează reclame pentru anumite companii. Deci, în situații de criză, românul se adaptează și o face foarte bine. Trebuie doar să existe acea ambiție, astfel încât să trecem peste orice obstacol. Da, tu ai vorbit de oamenii care nu-și pot plăti facturile și trebuie să-și găsească, eu mă gândesc însă și la micile afaceri, pentru că dacă ai o afacere foarte, foarte mică din care abia supraviețuiești, este incredibil cât au venit facturile și e clar că o vei pierde. Trebuie să o închizi. Da, cu siguranță este un impact major asupra acestor antreprenori, pentru că mai ales cei ce sunt la început de drum au deschis oarecum o afacere în momentul în care nu era tocmai indicat și atunci este un impediment. A fost un ghinion incredibil, dar oamenii trebuie să supraviețuiască din ceva. Ceva trebuie să se schimbe. Am o vorbă, atunci când ai foarte mult timp, încearcă să îl faci productiv și practic, cum zicea și Warren Buffett, dacă nu faci bani în timp ce dormi, înseamnă că treci degeaba. Deci, practic, ar fi și o soluție la bursă să înțelegi întâi procesul și după aceea să te joci. Să te joci un pic, să încerci. Da. Da, da. Partea de politică. Tu te-ai implicat și în politică. Ai venit de la Vâlcea spre politica de la Gorj, la Partidul Național Liberal. Ok. Îți place? Îmi place foarte mult. Nu am timp să mă ocup așa de mult de proiecte pe care aș vrea să le implementez, însă la recomandarea domnului președinte al Partidului Național Liberal din Vâlcea, Cristian Buican, pe această cale și mulțumesc pentru că dânsul m-a crescut încă din gimnaziu, practic eram elevul lui și m-a recomandat către județul Gorj la domnul președinte pe vremea aceea, Dan Vâlceanu, totodată și lui Robert Ciucioi, pentru că împreună cu el am fost în organizație și am văzut oameni frumoși, oameni care și-au dorit o schimbare pentru Gorj, oameni care și-au dorit o schimbare pentru zonele rurale. Se poate face orice este trecut pe foaie, practic cu un obiectiv, pentru că dacă stăm și vorbim este doar pierdere de timp și atunci contează foarte mult ce proiecte ne propunem și până când. Și sunt oameni apți în momentul de față să facă această mutare, să îndeplinească aceste obiective. Mai mult de atât n-aș putea să zic, pentru că mă ocupă foarte mult timp jobul pe care l-am și, bineînțeles, partea de colaborare cu alte afaceri sau alți antreprenori. Tu ai treaba ta, înțeleg din povestea aceasta, dar mi-aș dori din suflet să văd oameni implicați care să vină cu idei noi și să-i tragă și pe alții după ei. Există o anumită reticență din a spune ceva, pentru că te gândești că poate n-ai șanse de reușită, există o frică naturală dacă vrei, dar există și impedimente de altă natură. Ce o să zică lumea dacă eu ies și spun ceva? Cum o să interpreteze colegii sau prietenii? Ok. De multe ori oamenii sunt foarte reticenți, poate alții sunt introvertiți, alții extrovertiți, însă este foarte important să vezi doar înainte și să-ți îndeplinești obiectivele pe care tu ți le setezi. Dacă stăm să ne uităm în stânga și în dreapta, practic vom fi trași sau poate pierdem timpul gândindu-ne la ce au de zis X sau Y. Așadar, sfatul meu este să vă setați obiective și să mergeți practic pe pas cu pas pentru a atinge obiectivul. Ce vreau să subliniez aici este că am rămas surprins de domnul Iulian Popescu, dacă zic bine, pentru că a venit cu un suflu nou în Gorj. Practic s-a menționat foarte mult de partea digitală și cred că a și reușit oarecum să implementeze lucruri frumoase în Târgu Jiu. Țin minte și de acel spectacol de la Stănești, dacă zic bine. Da. Adică era ceva nou pentru Târgu Jiu și un suflu nou. Și astfel de oameni sunt doriți în Târgu Jiu. Nu-l cunosc personal. Iulian a promis că mai vine și că mai face proiecte pentru Târgu Jiu și pentru România, pentru că dacă
vorbim de proiecte, trebuie să vorbim și la nivel macro, nu numai la nivelul unui județ sau la o localitate. Vorbim de idei îndrăznețe, dar cred că, uite, ar trebui să reluăm discuțiile privind această digitalizare, să vedem care sunt pașii pe care putem să-i mai facem înainte în această direcție, care e foarte importantă pentru absolut toată lumea, consumatori sau funcționari. Cu siguranță în România este loc de îmbunătățire aia digitală, pentru că majoritatea românilor au o afinitate față de internet și practic avem, cred că, cel mai bun internet printre primele 5 țări din lume ca și trafic, așadar sunt mulți tineri care sunt orientați către internet și către programare, dacă pot numi așa, astfel încât propunerile lor sunt binevenite, însă nu cred că există un club de idei prin care cineva să spună propunerea, să o analizeze specialiștii și ulterior să o pună în practică. Deci ar trebui oarecum creat un sediu undeva în Târgu Jiu în care să fie abordați tinerii sau poate sondat terenul, uite ce îmbunătățiri vezi tu pentru Târgu Jiu. Da? Și uite, un exemplu ar fi parcarea din zona centrală să se facă subterană, adică tot spațiul central din Târgu Jiu să devină parcare se subterană. Se vorbește de foarte mult timp, dar fondurile sunt foarte mari, cele necesare, și probabil deocamdată nu există asemenea finanțe. Dar uite, ar putea fi și o platformă online pe care tinerii să vină și să spună cum văd ei situația. Bineînțeles, în ziua de astăzi se creează foarte ușor o platformă, poate fi și o platformă e-learning prin care să-și posteze un anumit filmuleț, uite, vreau în zona respectivă să îmbunătățim zona pentru copii, de exemplu, da? Și aș vedea ca și suport aici, nu știu, poate impozit pentru zona prezidențială respectivă, un pic mai ridicat să beneficieze doar anumiți locatari, ceva de genul ăsta. Da, adică putea fi multe idei. Se pot propune multe idei, însă nimeni nu s-a gândit la chestia asta. Toate lucrurile se vorbesc și rămân doar vorbe în vânt, cum am spune noi românii. Însă dacă sunt trecute frumos într-un centralizator și vedem în urma unui sondaj care este prioritatea numărul 1 pentru Târgu Jiu din punct de vedere al locatarilor sau al localnicilor, atunci mă pot apuca strict de proiectul lor. Eu așa lucrez în mediul privat, îmi setez zi de zi pe o foaie ce task-uri am pentru astăzi și ulterior mă apuc de ele. Cred că este o organizare destul de bună și o să se sesizez după ceva timp că lucrurile s-au întâmplat. Dar nelucrând așa, nu prea se întâmplă lucrurile. Trebuie organizare așadar. Cred că organizarea este cuvântul cel mai potrivit. Mulțumesc pentru prezența la emisiune. Păstrăm emisiunea ca să vedem unde ai ajuns peste 5 ani și apoi peste 10. Super. Și vedem cum ai fost cu organizarea, dacă ți-ai îndeplinit task-urile. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și o seară frumoasă. O seară bună. Doamnelor, domnilor, o seară bună. La revedere!